Pigmentarea corneei este întâlnită în oftalmologia veterinară în mai multe afecțiuni, cum ar fi keratoconjunctivita sica faza de pigmentație, keratita pigmentară în sindromul ocular al brahicefalicilor sau în keratita superficială cronică a ciobănescului german. Pentru îndepărtarea acestei pigmentații și recăpătarea vederii la pacienții noștri, folosim în România un produs dermatologic de uz uman care are Tacrolimus 0,1%. Este greu de administrat pentru că este un unguent destul de consistent, de aceea va trebui să pregătiți proprietarului acest dispozitiv cu ghilimelele de rigoare. Vom introduce unguent într-o seringă de 2 ml, nu mai mult de jumătate din seringă, o încărcăm cu acest unguent. La această seringă de 2 ml vom atașa o branulă, pe care bineînțeles că va trebui cumva să secționăm lungimea acestea, să-i ajustăm lungimea branulei. Branula nu traumatizează ochiul și dacă dumneavoastră veți arăta proprietarului cum se efectuează această manoperă, tratamentul va fi o joacă întotdeauna. Împingem pistonul și la vârful branulei se va exterioriza un centimetru de unguent. Deschidem ochiul pacientului și introducem branula în fundul de sac conjunctival superior și apoi închidem pleoapele și retragem branula. Cu un masaj ușor se va dispersa tot unguentul acesta pe suprafața globului ocular. Vom face același lucru și la celălalt ochi și vom retrage apoi pistonul să nu pierdem unguentul, să nu pierdem prin branulă unguentul. Trebuie întotdeauna să-i arătați proprietarului manevra aceasta. Manopera este foarte simplă și dacă un centimetru de unguent pare totuși destul de greu să îl facem pe proprietar să înțeleagă, un viermișor de unguent, cum spun eu de obicei, este suficient. Trebuie întotdeauna să arătați proprietarului această manoperă ca să prindă încredere că nu poate să traumatizeze ochiul pacientului.